este o pictură mai veche, probabil aparține etapei Nicolae Polkovnicu. Peste ea exista o repictare din perioada lui Dimitrie Berizarie, care a fost îndepărtată, astfel că putem vedea și la iconostas o parte din pictura veche. Pictura veche a fost păstrată mai ales în pridvor, unde bucățele de martori indică gradul de intervenție din prezent. De asemenea, în altar. Belizarie a mers pe culori destul de temperate, nu foarte exaltante. A încercat să păstreze un ritm între foița, care există foarte mult, în suprafețe foarte mari, a alternat pe lângă galbenul foiței, a mai adus și foița de argint, care punctează în anumite zone foarte frumos, făcând între aur cald și argintul rece o diferență cromatică frumoasă și exaltantă. În Sfântul Altar, în cupola, la Maica Domnului Orantă, a folosit aur și argint. Combinația este pentru a scoate în evidență lumina dumnezeiască și razele argintii pentru a arăta lumina care ne o transmite Mântuitorul Hristos. Biserica a avut o doare de mare preț. A fost însă jefuită de turci, tătari, ruși, nemți, consemnează în istoria Bucureștilor scriitorul Ionescu Gion. Degeaba avea ziduri, porți grele de cetate, arnăuți de pază. Era un zadar. Turcul intra cu iataganul în dinți și cu pistoalele în mâini. Atunci, vai și amar celui care i s-ar fi împotrivit. Turcii vindeau în piață, la ovrei și la armeni, candele, potire cu rubine și smaragde, vase sfinte bătute cu mărgăritare, stofe cusute cu fir de aur. În septembrie 1737, turcii intraseră în București și nemții la Târgoviște. Pentru a feri lăcașul de jafuri, mitropolitul l-a invitat pe pașă să locuiască aici, obicei destul de des repetat de mitropoliții care i-au urmat. Ceea ce nu se putea lua, a scăpat. Exteriorul a rămas aproape neschimbat. Un element caracteristic arhitecturii bisericești este brâul. El are atât un rol arhitectonic, cât și unul sacru. Nu numai brâul în torsadă și bumbii din ceramică smălțuită, ci și arcaturile gemene, dublate, dau exteriorului suplețe și înălțare. În mod tradițional, biserica prezintă brâul acesta, brâul numit și brâu median, pentru că împarte corpul bisericii în două registre aproximativ egale. Brâu care este asemenea brâului pe care îl întâlnim în vestimentația obișnuită, în vestimentația tuturor popoarelor, în vestimentația liturgică, în vestimentația călugărilor și care întotdeauna a simbolizat, și mai ales în spiritualitatea ortodoxă, a simbolizat curățenia, castitatea, curajul, puterea, înțelepciunea. Iar în cazul nostru nu trebuie să ne mire acest lucru, pentru că biserica a fost asimilată trupului omenesc. Să nu uităm că biserica poate fi înțeleasă ca trupul mistic al lui Hristos și în modul acesta cât se poate de firesc înțelegem de ce turla mare a bisericii poate fi asemănată capului, de ce în momentul în care avem, să spunem, patru turle de jur împrejurul turlei celei mari, sunt și biserici care prezintă o astfel de structură, ele au fost asemănate celor patru sfinți evangheliști și toate celelalte, în timp ce corpul bisericii reprezintă trupul. Realizarea acestor mozaicuri care decorează fațadele pridvorului reprezintă o performanță tehnică într-un fel, pentru că ele sunt realizate pe niște panouri atașate fațadelor și nu montate pe fațadă și estetic aduc sigur un plus de farmec pridvorului, cromatica necesară în acest gri general al fațadei.
cred că joacă rolul necesar pentru a sublinia, de fapt, cea mai importantă biserică din punct de vedere ierarhic a României. Cum să nu te simți ocrotit de calda îmbrățișare a acestei biserici, cu atât mai mult cu cât aici ascultă rugile noastre și mijlocesc pentru noi părticele din moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena, precum și moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Sfinte Dimitrie, roagă-te pentru noi! Acesta a fost un monah smerit care a trăit la sud de Dunăre, pe malul râului Lom, în secolul al XIII-lea. Racla sa, din aur și argint, este de o desăvârșită frumusețe. Știm că atunci când era foarte tânăr, a călcat din greșeală peste un cuib de păsări, strivind cu picioarele lui puișorii din cuibul respectiv, fapt pentru care și-a luat un canon și-a umblat de sculți 3 ani de zile. În apropierea satului unde păștea el vitele confraților săi, trăiau câțiva călugări într-o aspră nevoință. Acolo a devenit și el monah, trăind în același rit al rugăciunii, al ascultării și al smereniei. Pentru viața sa îmbunătățită, a știut cu puțin timp înainte de a trece din această lume ziua când se va muta către Domnul. Și a dormit într-o peșteră și a fost descoperit după multă vreme, după părerea unora, chiar după 3 veacuri de la trecerea sa din această lume, timp în care trupul său a rămas neputrezit, semn că Dumnezeu l-a preaslăvit între sfinții săi pentru viața sa pilduitoare pe care i-a închinat-o Domnului. A fost mai întâi așezat după o minune care s-a săvârșit cu o fetiță bolnavă din satul respectiv, din satul Basarab, de pe valea râului Lom. Moaștele sale au fost așezate în biserica satului, iar apoi în timpul unui război ruso-turc, prin grija unui general rus care a dorit să salveze Sfintele Moaște, dorind să le ducă către Kiev, ele au ajuns la București în anul 1774. Aflând despre prezența moaștelor, starostele negustorilor din oraș, slugerul Dimitrie s-a rugat de general să lase bucureștenilor Sfintele Moaște. Generalul s-a înduplecat, a luat cu o mână cu el, o mână a Sfântului, și a dus-o la Kiev și restul l-a lăsat aici. Documentele vremii menționau încă din secolul al XVIII-lea că în 27 octombrie, ziua de pomenire a Sfântului, se făcea mare pelerinaj la Mitropolie. Alaiul pleca de la curtea domnească, în frunte cu vodă, în sunetul clopotelor care băteau de sărbătoare. Dar într-o friguroasă noapte de februarie a anului 1918, glasul grav de clopot anunța un sacrilegiu. Moaștele Sfântului fusese răfurate. Mare mirare pentru bucureșteni, care știau că Sfântul, dacă nu vrea, nu se lasă ridicat, se lasă greu. Așa a și fost. În drum spre Giurgiu, mașina răpitorilor a rămas fără benzină. Căruța în care îl mutaseră a fost repede descoperită de o patrulă germană. Să încercăm să ne imaginăm marea de oameni care l-a așteptat la bariera Belului, de s-au speriat și nemții, consemnează un martor al vremii. Un furnicar de lume îngenunchiat în zăpadă, pe marginea drumului, cu lumânarea aprinsă în mâini, de la Belu
până la mitropolie, apoi marea aceea nesfârșită de capete plecate, ce acoperea tot dealul mitropoliei, de jos până sus, plângea în hohote și săruta pământul. Era război, era frig afară. În sufletele oamenilor se reaprinsese însă căldura speranței. Sfântul se întorsese acasă. Dintre numeroasele sale minuni pe care le-a săvârșit, unele dintre ele consemnate, dar foarte multe dintre ele păstrate în evlavia poporului drepmăritor din această zonă, știm că la începutul veacului al XIX-lea, mai precis în anii 1815 și 1827, a salvat cetatea Bucureștilor de ciumă. În 1815, de vestita ciumă din vremea domniei lui Caragea, și în 1827, de holeră, o boală la fel de periculoasă care cuprinsese aproape în întregime cetatea Bucureștilor. De multe ori, maștele sale au fost scoase și în vreme de neplouare, iar rugăciunile oamenilor, dar și puterea pe care el a primit-o de la dăruitorul la toate, au făcut ca să vină ploaie peste cetatea Bucureștilor. În 15 mai 1827, Grigore Vodăghica, după 3 luni de secetă, în frunte cu mitropolitul Grigore Dascălu și sobor de preoți, au pornit în procesiune cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, de la mitropolie spre dealul Spirei, Cotroceni, Grozăvești, Gara de Nord și înapoi. Ajunși la gară, minune, deja apăruse un nor. Pe podul Mogoșoaiei, Calea Victoriei, ploua cu găleata. Procesiunea a mers la pas, în continuare. Molifta de mulțumire adusă Sfântului s-a făcut în biserică, unde toți, în frunte cu vodă, erau uzloarcă. A plouat 3 zile. Moaștele sale au fost duse de mai multe ori în pelerinaj în părțile centrale ale orașului, dar și la unele dintre bisericile și mănăstirile din jur. Au fost momente când pelerinajele cu sfintele sale moaște durau câteva zile. Erau întotdeauna însoțite de mulțimi de credincioși și la toate bisericile și mănăstirile din București, ținând cont că în acea perioadă București avea foarte multe mănăstiri, se făceau slujbe speciale, Sfântul Maslu, acatiste, paraclise, în urma cărora darul lui Dumnezeu se observa în viața cetății. De aceea, între locuitorii orașului și Sfântul Dimitrie s-a creat o legătură duhovnicească. Legătură care se observă în mod deosebit la pomenirea sa. În ziua de 26, respectiv 27 octombrie, atunci când pe dealul acesta, în catedrală, dar și în locul din prejur, se adună foarte mulți credincioși. Și prin botez, renăscându-te, Părinte Dimitrie, la măsura vârstei plinirii lui Hristos ai ajuns. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.